Și uite așa ajungi tu în 932. Wow. Da. Dar se întâmplă ceva și rămâi blocat în 932 cumva? Sau poți să și vii înapoi? Dacă rămân blocat, nu vreau. Trebuie să-mi dedic viața în 932 să mă întorc înapoi în prezent. Că am familie care mă așteaptă, ce tată mare. Tu zici că trebuie să te adaptezi la oamenii care mănâncă din... stau în colibă și mănâncă din caștron de lemn? Bă, eu nu cred că tu știi exact cum era în 932. Să căutăm pe Google. Hai, caut. Year 932, da? Da. Poze din 932. Ce te de la pământ puțin. Uite, mă, era roată, mă. Uite. Da. Pe Instagramul din 1932, din 932. Family having dinner în 932. Dar s-au inventat măcar tablourile? Nu. Cu un pahat. Da, cred că picteau cu ciorbă. Nu exista ciorba. Bă, cred că chiar cior din moși strămoși. Primii oameni au făcut ciorbă. Salut, ești primul om? Da. Auzi, dacă punem apă, legume și fierbem, este ciorbă? Da. Ta-da! Vine al treilea om. Bă, vreau să pui fiert. Stai, mă, dar dacă eu sunt primul om și el al doilea om, tu al câtelea om ești? Ok, dar crezi în numerologie? Așa, zic ce e o numerologie? Știința numerelor, cum, ca și cum că dacă adunate un șez, dă destinul tău. Că... Hai, dă-mi destinul meu. Ia zi, cum te cheamă? Simeon David. Suie 4... Nu știu, dar se face genul ăla de... Su seamănă 5... Gen, dacă faci anul, ia fă 2019 minus vârsta ta și îți dă fix anul în care te-ai născut. What? Da, ia fă. Fă și tu 2019 minus 28. Bă! 1991. Bă, nu pot să cred, așa e. Mai știi de-astea șmecherii? Da, și dacă faci 1991 plus 28, îți dă fix anul prezent. Dacă îmi dă 2019, nu știu, ești nebun. Ia. Hii! Bă, moșul în roată în ce an i-a domnit? în ce an a suferit? Dar știi de ce se zicea moșul în roată? Era cârciumă și îl învârtea oamenii ca pe roată la cară. Dar el a inventat roata, parcă, nu? Nu, el a folosit-o cel mai mult. Bă, fii atent! El a fost primul om care avea două roți de sprijin, așa. Inventez Uber-ul. Miliardar! Uber căruță? Da. Uber, ce vrei tu? Uber cu bicicleta cu care mă duc. Ți-mi minte episodul din viața cu lui când a venit maică-sa lui Andy? La ei? Da. Destul de interesant, nu? Oh, ce nice. Bine, oh. Ce interesant. Că el iubea numai pe frasul lui. Da, pe Eric. Eric! Mașina! Mi-e dor. Hai să ne uităm aici pe canal. La videoclipul, la desene cu viața cu lui. Bă, dacă avem titlul ăsta, succes instant. Salut! Scrie 2.0 pe YouTube și abonează-te la canalul nostru. Dacă este cu putință, te rugăm să apeși și clopoțelul. Avem sute de videouri pentru gameri ca tine. Pupici!